În această perioadă, Ministerul Sănătății a alocat peste 8 milioane de lei pentru repornirea producției de vaccinuri antigripale la Institutul Cantacuzino. Pentru a face față primelor cazuri de gripă din Galați, populația are nevoie de peste 71.000 de doze de vaccin. Din nefericire, numărul flacoanelor primite este infim. Conform cartografiei efectuate de Direcția de Sănătate Publică, 71.000 de persoane de la nivelul județului Galați ar beneficia de vaccinare antigripală gratuită. Din păcate, Ministerul Sănătății a repartizat județului Galați un număr de aproximativ 25.000 de doze de vaccin antigripal în două tranșe în luna decembrie. Toate aceste doze de vaccin antigripal au fost distribuite în teritoriul cabinetelor medicilor de familie, precum și unităților spitalicești de pe raza județului. Epidemiile de gripă deja raportate în Franța și Statele Unite, unde s-au înregistrat și decese, au stârnit reacții și la Galați. Mass media a transmis câteva informații în ultimele zile, cum că ne așteptăm la o epidemie de cazuri de gripă, dar ce pot să vă spun până în momentul de față, la nivelul județului Galați nu am înregistrat niciun caz de gripă, datele fiind actualizate la zi. Pentru a veni în preîntâmpinarea gripei, medicii vă reamintesc faptul că virusul se răspândește cel mai ușor în spațiile aglomerate. Școlile, spitalele, dar și mijloacele de transport în comun sunt zone în care puteți lua cel mai ușor gripa. Ultima pandemie de gripă a fost înregistrată în iarna din 2009-2010.